La Râmnicu Sărat au fost luate noi măsuri de eficientizare a înscrierii datelor în registrul agricol. Consiliul Local Municipal a analizat stadiul înscrierii acestor date pentru trimestrul 2 al acestui an și a aprobat măsuri pentru impulsionarea acestei activități, dar și pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul municipiului. Discuții pe bazele acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt sub costuri aprobare, cine este pentru? Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în registrul agricol este supus aprobării trimestrial în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal. În registrul agricol al unei localități sunt incluse atât componența terenurilor aflate în proprietate sau în folosință, modul de utilizare a suprafețelor agricole, animalele domestice sau animalele sălbatice crescute în captivitate, echipamentele și utilajele agricole, aplicarea îngrășămintelor, cât și atestatele de producători și carnetele de comercializare eliberate și vizate. În municipiul Râmnicu Sărat, conform datelor înscrise în registrul agricol, sunt înregistrate, printre altele, 375 de bovine, 1511 oi și 511 familii de albine.